Corpul nostru ar trebui să fie aprovizionat permanent cu elemente nutritive, cum ar fi enzimele alimentare active din legume și fructe crude, proteine, glucide, lipide, minerale, fitochimicale și vitamine. Pentru a fi sănătoși și a avea o dietă echilibrată, este necesar să consumăm astfel de nutrienți. Micii reprezintă un aliment extrem de consumat, dar care este foarte dăunător organismului. Ei sunt formați dintr-un amestec de carne tocată, cu mai multe tipuri de grăsime animale, se pare că au și conținut de oase, făină de oase, de fosfați, de alte adaosuri, cum ar fi coloranți. Bineînțeles că toată această combinație nu este chiar cea mai sănătoasă pentru organism, mai ales dacă este consumată în cantități mari. Grăsimile știm că pot să ducă la creșterea colesterolului sau să agraveze anumite afecțiuni metabolice la persoanele care deja le au și le țin sub control. Carnea tocată poate să genereze o creștere a acidului uric, mai ales în combinație cu alcoolul. Micii se digeră greu din cauza cantităților ridicate de grăsime animală de peste 20%. Grăsimea cu nivel mare de acizi grași, saturați și aterogeni pot conduce la apariția bolilor cardiovasculare. Din cauza caloriilor multe pe care le conțin, aceste preparate duc la apariția obezității. Micii nu prea se pot mânca fără pâine. Mici, numai cu muștar, sunt mai greu de digerat. Dar combinația nu este una dintre cele mai reușite. Aș putea să o compar chiar cu hot dog-ul american, dacă stăm să o luăm așa. E o mâncare de fast food care conține carne roșie, chiar tocată, grăsimi animale în cantități, grăsimi saturate, conținut mare de colesterol, pâinea conține glucide rafinate, muștarul și el are adaosurile lui, mai condimentează puțin mâncarea, iar dacă adăugăm și un pic de alcool, ficatul sau vezica noastră biliară va fi cea mai fericită, să zicem așa. Micii prezintă și un conținut mare de sare. Cu toate acestea, aceștia pot fi consumați cu măsură, iar pentru a le diminua toxicitatea pot fi consumați cu vin roșu bio, care nu conține sulfați.